Bine v-am găsit, prieteni, bine v-am găsit din Oviș de Elită. Astăzi ar trebui să aibă loc mult așteptata partidă amicală, prima după această pandemie. Prima partidă desfășurată de echipa noastră în noile condiții astea criminale. Bine, nu știu ce să spun, va fi o ediție de campionat, sau mai bine zis, să fiu corect, un final al acestei ediții de campionat incredibile. Deci nu putem să ne imaginăm că nu puteam să ne imaginăm că se poate întâmpla așa ceva și uite că s-a întâmplat așa ceva, așa o tragedie, să spunem, că e incredibil în ce condiții se va desfășura acest final. Cel mai mult mă face să râd această măsură potrivit căreia dacă un jucător al unei echipe din Liga 1 va fi depistat pozitiv cu coronavirus, toată ediția de campionat se va opri, deci totul se va opri și se vor lua în calcul, din câte am înțeles, rezultatele din acel moment obținute de echipele care au jucat, care au participat la play-off, respectiv play-out. Bine, râzând așa, chiar vorbeam cu un prieten și zic, băi frate, zic, dacă printr-un concurs de împrejurări una dintre echipe de astea mai slabe la retrogradare reușește să câștige într-o etapă și se situează deasupra liniei de salvatoare, să spunem, da, de retrogradare, poate să ducă să-și infecteze repede un un fotbalist și gata, s-a terminat, au rămas în prima ligă. Miza e mare, vă dați seama, și eu cred că românii în stare să facă orice. Doamne, de-abia așteptăm pe Mihalcea să debuteze. Eu personal v-am spus, sunt destul de neîncrezător, eu cel puțin. Cred că această situație trebuia să fie gestionată de un antrenor cu experiență. Deci clar. Dar așa trebuia de ani de zile și ați văzut că nu s-a întâmplat. Am tot apelat la... sau am apelat noi, că dar n-am apelat noi. Am apelat echipa noastră prin intermediul patronului ăsta și prin intermediul managerilor care au... s-au fânturat așa și nu au auzit nimeni de ei. În primul rând, managerii au fost de slabă calitate și asta s-a văzut. Și apoi antrenorii care au fost aduși de aceștia, pentru că nu pot să fii, cum e turcul și pistolul, știți cum e treaba. Și mulți antrenori nu vor să intre să-și bage pielea la saramură pentru că ei știu problemele. Întotdeauna când antrenezi niște jucători nemulțumiți, nu ai ce rezultate să obții așa fulgerătoare. Ați văzut că se apelează ca orice echipă care e în gaură, care e în criză și asta se apelează la antrenori de ăștia surpriză, da? Se apelează la antrenori care pot face sau nu pot face și de regulă se mizează, ați văzut, pe foști jucători, pe, eu știu, legende, să le spunem așa, sau foști jucători. Nu poți să-i spui lui Mihalcea legendă, dar poți să-i spui un dinamovist, un câine adevărat, da? Un atacant... am fost atacat din Amovist foarte bun. Dom'le, îl așteptăm să vedem ce poate să facă. Dacă vă uitați pe cartea lui de vizită, că iar încep, nici nu vreau să mai vorbesc așa ceva, dacă vă uitați pe cartea lui de vizită, o să vedeți că doar la Națională a fost secund acolo și putem să spunem că ăla-i punctul lui maxim până acum, în carieră, și în rest la echipele de club unde a activat prin ligile inferioare, subține de vară. Nu mi-amintesc și nu știu, nu pot să-mi amintesc o partidă de-a lui, nici n-am găsit. O să caut câteva partide să văd cum jucau echipele lui, dar nici nu este relevant, sincer să zic, să privești cum așa și Mourinho poate să antreneze o echipă de Liga a doua sau, eu știu, a treia și nu are cum să pune în aplicare ideile care le are. Clar, dacă n-ai jucători, n-ai cum ce să pui în aplicare și n-ai cum să arăți ca și antrenor ceea ce poți. Eu îl aștept cu încredere, eu sper să fie, nu știu, sper, deși mă îngrozesc cu, la ideea că acesta a fost ales de Bălănescu și de Prune, da? Deci vă dați seama. Deci Bălănescu ar trebui în primul rând el demis, în principal, deci când echipa ajunge în așa belea și asta, Prune și cu Bălănescu trebuia să plece imediat. Având în vedere că l-a avut acolo pe Mircea Rednic și apoi s-a revenit sau l-au lucrat, l-au înlocuit, ți-au făcut o bălărie, iar au... a dus o grămadă de jucători, au reziliat o grămadă de contracte și au făcut prostiile care au făcut și astea au costat bani, ați văzut, și acum totul se vede, se plătește.
ei trebuia să fie demiși. Deci nu că trebuia să fie demiși, deci era de bun simț să-și dea demisia. Deci trebuie să-ți prezinți demisia, nu să fii demis, că nu mai e de demis. Demis poți să fii atunci când știi, nu se știe încă dacă ai fost incompetent, n-a fost greșeala ta, tu consideri că ești nevinovat. Dar cum să fii nevinovat când ai reziliat contracte, atâtea contracte și ai adus atâția jucători pe salarii grase, că ți-a spus ție Neagoie și că ți-a spus ție Prunea și uite unde s-a ajuns. De unde s-a ajuns la situația financiară în care suntem, s-a ajuns la chestia aia, pentru că tu pornești la drum cu un buget anual, da? Banii de televizor s-au dat, n-au nicio scuză, da? Încă au mai venit și suporterii, din câte am înțeles. Acum nu se știe cât au cotizat sau ce au făcut, dar din câte ați văzut, banii care i-au dat suporterii, deci s-au dat în jur la, spun ei, în jur la jumătate de milion, așa spune Peluza Ionuț Negoiță. Dacă vedeți, se cam vede că suma aceea a fost retrasă din televizări de către Ionuț Negoiță. Deci Ionuț Negoiță a băgat 400.000 de euro în buzunar atunci când exista o grămadă de salarii neplătite și situația foarte gravă cu licențierea și așa, și Peluza Ionuț Negoiță a venit cu banii oamenilor strânși de la oameni cu sărumâna, așa, cu nedați ori nedați, și a băgat banii la buget la loc acolo, ca să poată să plătească salarii și asta. Deci pornești la început cu un buget, da, care îl ai la dispoziție, din sponsorizări, din televiziuni, din televizări, din alte chestii, și tu trebuie să gestionezi acel buget. Asta înseamnă să fii manager la echipa asta. Dar am văzut că dacă faci boacăne de astea și trebuie să reziliezi, plătești 3 salarii, lor ai plătești 2, lor ai plătești 5, și ai 10-15 jucători în poziția asta și salariile alea sunt 7-8 mii și așa mai departe. Asta mai, sunt bani care dacă îi aduni o să dea exact suma care e în gaură. O sumă destul de mare, consistentă. De aia s-a ajuns în situația asta. Deci ei trebuia să fie de mii și clar. Vom vedea, nu-i mai pomenim pentru că o să sughițe și nu-mi place să vorbesc așa de catastrofe nucleare ca ei, dar totuși trebuie să înțelegem că nu antrenorii trebuie schimbați în primă fază, ci cei care sunt responsabili de situația în sine, de aducerea lor, de gafele financiare care au fost făcute și așa mai departe. Sperăm că, eu știu, țăranul, să spunem așa în ghilimele, fără să jignim, nu avem nicio, așa ei se spune lui, are porecla lui, sperăm să gestioneze situația asta, sperăm să reușească să obțină rezultate. Nu știu ce stil are și chiar sunt curios, dar în această partidă nu vom putea vedea decât fotografii, cred. Nu cred că va filma cineva. Un singur fotograf este admis acolo, e destul de complicat. E destul de complicat. Dacă ați văzut lista aia cu măsuri care trebuie luate pe timpul partidei, vă puneți mâinile în cap. Are, cred că, 2 pagini lista. Este destul de complicat și situația devine, nu comică, că nu mai e comică, devine tragică și absurdă. Asta este realitatea, absurdă. Asta e, așteptăm și noi acum prima partidă amicală, să vedem și noi cam cum se mișcă echipa, să mai discutăm și despre alte aspecte decât despre această colectă, această cerșetorie. Am vrea să asociem numele echipei noastre cu prosperitatea, cu bunăstarea, nu cu sărăcia. Iar cel vinovat pentru acest lucru este patronul care s-a băgat în ceva peste putințele lui, să spunem, da? Sau peste dorințele lui, pentru că nu putem să numim pe Negoiță sărac. Atunci când a venit în afacerea asta, trebuia să se gândească la ceva și nu trebuia să se ajungă aici la bălăria asta, care a zis, ne-a dezbinat din toate punctele de vedere. Referitor la acest aspect cu strângerea de fonduri, vreau să fie clar pentru toată lumea, unii membri din Naoviști de Elită și Semper Fidelis mi-au spus că m-au întrebat despre poziția mea, toți mai mulți nu prea înțeleg, știu, răfuielile astea care au loc în ultima vreme pe Facebook și așa mai departe, ele n-ar trebui să existe, recunosc, și aș vrea ca să mă fac foarte bine înțeles și nu mă interesează ce face fiecare cu banul lui. Fiecare poate să facă ce vrea cu banul.
dar ca și, nu știu, hai să spunem lider, deși nu sunt lider, sunt un administrator al unui grup, ca și administrator al unui grup și, eu știu, reprezentant al unei anumite, anumitui șantion, să spunem, de suporteri. Eu mă consider un reprezentant al suporterilor ăștia, ăstora, că de asta m-am și atacat în ultima perioadă, a suporterilor care nu au timp să ajungă pe la stadioane și care sunt, au fost bajocoriți de-a lungul timpului, numiți de Facebook, de nu știu cum, persiflați în fel și chip, blocați și așa mai departe, atunci când au pus câte o întrebare, și mă consider unul dintre ei, să spunem, da? Pentru că eu nu am timp, sunt de partea de echipă și nu am timp. Asta nu înseamnă că de-a lungul anilor trăiți de mine, nu am fost alături de echipă, nu am fost la stadion sau alte minuni, sau nu am cotizat pentru această echipă, dar erau cu totul alte circunstanțe. Cotizarea aia se făcea într-un cadru legal, vă dați seama, nu era o chetă strânsă de unul care vinde mici la obor sau vinde Pepsi și nu și-a făcut, a vândut invitații sau hai să spunem asupra cărui nume planează aceste acuzații, știi? Și informații că s-a făcut așa ceva. Nu vreau să mai acuz, chiar nu vreau să mai mă bag în situația asta. Fiecare face ce vrea cu banul lui, asta e clar. Și nu pot să dictez eu unor oameni, dar eu voi continua să vă arăt adevărul și să trag un semnal de alarmă atunci când situația o impune, clar, fără nicio discuție. Nici nu vreau ca să polarizez discuțiile de pe grup și discuțiile noastre să devină monotone și să aducem negativism în viața noastră, mai ales pe grupul Dinamici de Elită, pentru că ideea mea a fost de a crea un grup pozitiv, dar nu putem să vorbim despre lucruri pozitive și despre, știu, normalitate atunci când la Dinamo se întâmplă niște lucruri incredibile. Adică dai cu bâta în baltă tu, Bălănescu, tu ești păstrat acolo și plătit cu 5.000 pe lună, eu vin și îți plătesc ție salarii apoi, că ești incompetent. Păi cum vine treaba asta, bre? Scoate-i bre afară pe ăștia care au fost de vină și atunci poți să ceri, eu știu, suporterul, să spui, băi frate, nu mai pot să fac, uite, ăștia au dat-o în bară și așa mai departe. Dar cum să dai tu în bară și după aia să pui pe unii niște prieteni ai tăi, pentru că tu ai conviețuit cu ei și tu ai niște șmecherie acolo cu ei, nu? Se vede asta cu ochiul liber. Și îi pui să facă chetă ca să-ți plătească salariul. Pentru că pe lângă salariile jucătorilor mai sunt și salariile la manageri ăștia care au dus la această situație, care sunt direct răspunzători de faptul că jucătorii nu și-au primit salariile. Cam asta este. Că vina este comună și a patronului, dar și mai mult a managerilor, pentru că patronul a spus într-un anume fel și managerii trebuie să execute. Să execute ce le-a spus patronul cu bugetul respectiv. Dacă nu exista buget pentru a face ce le-a ordonat patronul, trebuia să apară, să ceară suplimentări de buget și așa mai departe, sau să spună, să vorbească în momentul când s-a întâmplat așa ceva. Bine, fiecare face ceva cu banul lui, da? Și pentru a nu se mai ajunge la discuții de astea la nesfârșit, eu o să vă promit totuși că o să vă informez atunci când am luat la cunoștință despre o fără de lege. Și cam atât vreau să mai discutăm despre bălăriile astea. Văd și eu ca și voi faza asta cu luceștii, vin, fac, drag. Păi luceștii erau, am spus acum câteva materiale, luceștii erau considerați scroși, tădători sau, eu știu, zgârciți, nu mai știu cum să spunem. Cu mult timp în urmă, erau făcuți în fel și chip și acum sunt, vor să investească mai mult decât nu știu cum. Se aduce în vedere faptul că ei ar putea fi acolo mai mult decât cu simpli cotizanți, adică ar putea prelua echipa și atunci și plătitorii ăștia, cotizanții ăștia ar putea ca să fie mai influențați, așa, să vină, ar veni mai cu dragă inimă. În fine, fiecare face ce vrea cu banul lui, am și spus, și nu vreau să mai mă implic în acest subiect care deja mă enervează. Cotizați, faceți ce vreți, dar eu pe ceilalți care îmi ascultă sfaturile și asta spun, să stați deoparte și să priviți ce se întâmplă. Numai bine, prieteni, să sperăm că vom debuta cu dreptul în această partidă amicală.